Trusoul pentru nou-născuți poate ajunge acum la bebeluși. Ministerul Muncii a virat în teritoriu sumele aferente nou-născuților din lunile noiembrie și decembrie, astfel că, după mai bine de 2 luni de așteptare, mămicile vor intra în posesia banilor. Orice ban ajută când ai probleme. Și când întârzie? Când întârzie. Asta e. Ce să facem? Îi așteptăm. I-ați așteptat mult banii de trusou? Da, am așteptat. Cum stau la lună sau când se dau ei. Da, ta de cutare când se dă. Am primit, da, da, la timp tot. Ați descurcat cu ei, v-au ajuns? Puțin. Persoanele care au depus cereri în perioada 2-27 noiembrie 2009 pot să se prezinte la caseria Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară din cadrul primăriei pentru a intra în posesia contravalorii trusoului pentru nou-născuți. Sumele au fost solicitate de către primării în a doua parte a lunii decembrie și în prima parte a lunii ianuarie. La nivelul județului Vaslui, 6.900 mămici trebuie să primească contravaloarea trusoului. În luna ianuarie, Direcția Județeană pentru Prestații Sociale a virat către primării peste 85.000 de lei, reprezentând banii pentru 569 de nou-născuți.